Marile proiecte de infrastructură și sistemul național de irigații. Acestea au fost marile obiecții ale Comisiei Europene cu privire la Planul Național de Reziliență. Vicepremierul Dan Barna a precizat că ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea, se va ocupa de modificările cerute de Comisie. Barna susține și că PSD a atacat într-un mod stupid respingerea PNRR-ului. Este o știre falsă. E un atac de campanie și stupid din partea celor de la PSD, am văzut că din zona aceea a pornit, în care se gândesc că ar putea să câștige niște puncte exact pe efortul de credibilitate al acestui instrument pentru România. Deci eu sunt, surprins nu sunt, că nu mai sunt surprins de mult timp de ce se întâmplă de la PSD. Barna a explicat clar care a fost situația în ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență. Lucrurile sunt foarte simple. Până acum 2 săptămâni a fost dezbaterea națională pentru a construi propunerea de plan național. Această propunere de plan național, evident, în momentul în care am finalizat-o și am avut un acord politic, a fost prezentată și în Comisia Parlamentară de colegul meu Cristian Ghinea. Înainte de a o trimite oficial, România n-a trimis oficial acest program. Deci afirmația că a fost respins programul care nici n-a fost trimis, vă dați seama, pare de Radio Erevan că așa și este. O reacție pe acest subiect a avut și ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea. Acesta susține că Planul Național de Redresare și Reziliență nici măcar nu era un plan, ci mai mult un proiect și era normal să fie retrimis pentru a fi finalizat. Este un fake news care circulă că ar fi respins Comisia Europeană Planul Național de Restructurare și Reziliență. Cert este că Ghinea mai are la dispoziție doar o săptămână până când să îl pună în ordine. Altfel, riscăm să pierdem aproape 30 de miliarde de euro. Comisia Europeană a motivat respingerea Planului Național de Redresare și Reziliență prin faptul că proiectele nu sunt însoțite de reforme, așa cum cere cadrul legal european ce guvernează mecanismul de redresare și reziliență, noul instrument financiar creat de Uniunea Europeană pentru revenirea economică post-pandemie. De exemplu, în domeniul irigațiilor, Comisia Europeană a constatat că proiectele se bazează pe o tehnologie depășită, bazată pe un consum intensiv de energie. Și pe subiectul marilor proiecte de infrastructură rutieră există diferențe de poziție. România cere alocări substanțiale pentru a duce la capăt autostrăzile care nu au fost terminate nici până acum. Asta în timp ce Comisia vrea ca banii să fie cheltuiți pe infrastructură eficientă energetic. Comisia Europeană a evaluat negativ și în iarnă mai multe proiecte din prima versiune de PNRR propusă de România în mandatul guvernului Orban. Și atunci a arătat că lipsesc reformele.